Dragi prieteni, am revenit în continuare cu cel de-al doilea vlog în seara de Revelion. Suntem gata cu pregătirile. Ia uitați, curcănelul nostru a ieșit foarte frumos. Așa se decorează cu o portocală, cu o lămâie, prăjiturile noastre. Ia uitați ce a făcut aici Marița. Uitați prăjitura numărul 2. Aici avem un desert cu cremă din aia, din, ziceți, din mango cu frișcă, super tare. Acolo poate să servească toți oaspeții care vin la noi. Oricum, cele mai tradiționale sarmale care nu lipsesc nici de la noi și de la niciun român de pe masă. Să aveți poftă la sarmale dacă vă fac poftă și îmi cer scuze. Aveți acest lucru. Următorul, salata de beof este aici, nu lipsește nici ea. Oh, ce avem aici, dragi prieteni? Pogăci țigănești. Pâine, pâine romano, aici șnițele de pui, avem de toate, tobă, prăjituri, sucuri, de toate. Ia uitați, aceasta este prăjitura creată, cea de mine, adică de mine, cea care a muncit cel mai mult în primul vlog, pe ziua de astăzi, cu mango. Așteptăm mâine degustarea sau în seara asta o să... degustă invitații. Cea de-a treia prăjitură și nu cea din urmă, creată de Marița, cu mac, cu una alta, știți dumneavoastră, o să o vedeți. Această rețetă este pusă și pe vlog, o găsiți la noi pe la canalul Papi de la Strehaia. Deci cam atât, dragi prieteni, aici și nu în ultimul rând am o petie din asta tradițională afumată. Ia uitați cum arată, roșie. Numai bun să meargă cu un zăibărel, prieteni. Și avem foarte multe surprize în seara asta de Revelion și foarte mulți invitați. N-am mai făcut multe pregătiri așa. Am făcut așa modest anul ăsta. Am mai fost și noi năcrășiți, știți, nu mai zic. Cât de cât așa, trebuia mai multe. La anul o să revenim în forță, suntem așa cât de cât, așa și noi, sărbătorim și noi anul nou care vine acum, an nou fericit la toată lumea, zic un 2023 cu multe împliniri la toată lumea, cu mulți bani, mulți aur, galbeni mari, galbeni mari, mici, ori de care, numai să fie aur, că este din ce în ce mai valoros. Și așteptăm și pe Marița pentru un discurs. Pâinea aia îmi place cel mai mult. Pâinea e șmecheră, rău de tot. Suntem gata cu pregătirile de acum și așteptăm venirea anului nou cu multe bucurii pentru noi și pentru toată lumea și pentru toți cei care ne cunosc. Ne-am făcut curățenie aici, stăm relaxați. O să cisim și noi un paharel de șampanie, un paharel de vin, o berică, ceva, un ardei. Avem de toate aici, așteptăm invitații, încă nu vin, după ora 12 o să vină. Așa este tradiția la noi, mergem casă din casă, la vecini, la neamuri, la... pe la cine știm. La prieteni, peste tot. Și prietenii de pe YouTube, vă așteptăm. Hai că revin, dragi prieteni. Dragi prieteni, în continuare avem pe alături pe Marița. La mulți ani 2023, la mulți ani, deja a venit nou, anul noul. Suntem aici alături de Marița, eu și Florin se uită la petarde. La mulți ani, prieteni, un an nou fericit alături de cei dragi, dragi prieteni. Ia auziți cum se merg bun. Să fie anul ăsta și tot ce vă doriți, dragi prieteni, să ne urmăriți în continuare și anul ăsta vrem și noi mai multe vizualizări. Dragi prieteni, vrem și noi mai multe bucurii, să nu mai fiți răutăcioși, să fiți numai bucuroși și fericiți alături de cei dragi. Hai să vedem cu prăjiturică. Hai să vedem care încearcă Marița. Pe care o vrei tu? Nu știu care ai prefer tu, dar mă aprecierea. Tu vrei asta cu...
cu mango, hai, mango. Ia să vedem ce avem aici. Hai să vedem prăjiturica cu mango. Așa. Dragi prieteni, noi începem direct cu desertul. Așa, papi. Ia, arată-mi și mie prăjiturica aia, crema. Stai să o vezi acum. Uite ce bine arată. Arată superb. Ia uitați, dragi prieteni, să legă frumos. Super, super, super. Ia, Mariță, ia să văd ce notă îmi dai. Sper hai să nu-mi dai. Hai să iau o linguriță, domnul papi. Da, doamna Mariță. Așa. Ia să te văd. Ce bun e! Ce bun e! Ce bun e! Bună, bună! Are gustul ăla de mango. Știți cât de bună este, dragi prieteni, să încercați și dumneavoastră această prăjitură cu mango și ce mai pus? Și frișcă. Și frișcă. Și alte două creme la alegere. Da. Alte două creme de care doriți dumneavoastră să puneți. Ce să vă zic? Nu încheiem vlogul, că mai avem, mai avem, mai ale mai arătăm. Poate mergem la la vecini, îmi și noi 2-3 minute pe acolo, poate un altă, da? Dăm și mie paharelul ăla de vin. Florina a rămas afară. Mulțumesc, la mulți ani, dragi prieteni, închin și eu acest pahar în cinstea voastră. Vă doresc un an nou fericit în continuare, alături de cei dragi, de familie și multă sănătate, să aveți mulți bani, mult aur, mulți galbeni. Așa, dragi prieteni, cum v-a zis papi, un an nou fericit, vă doresc și eu la fel. Pentru prietenii noștri care ne urmăresc și anul ăsta vreau să vină cu bucurie, cu fericire și nouă și la prieteni și la toată lumea, dragi prieteni. Anul ăsta în care vine. La mulți ani, prieteni. Era cât pe ce să fac eu o bucurie în seara asta mare. Era gata să fac o dorință mare, dar m-am abținut. Rămâne de văzut. Era cât pe parcurs. Era cât pe ce să fac pe Marița fericită în seara asta. Și o fac. Să câștig la loto, lozul cel mare. Hai că revenim, dragi prieteni, rămâneți până la sfârșitul acestui vlog. Să vedeți ce părere aveți despre acest vlog. Dragi prieteni, suntem în continuare aici la vecin, la doamna Ileana. Salutare, dragi prieteni, la mulți ani, să fiți sănătoși, să vă ajută Dumnezeu, să vă dă Dumnezeu tot binele din lume. Da, și verișorul Toma. Anul 2023 să vă aducă bucurii și belșug în toate. Doamne ajută, la mulți ani 2023. Ăla e beciul nostru. Beciul țigănesc. Ia uitați-o și pe luminița care tot se întreba de ea. A fost astăzi absent de la mine, n-a mai venit. La mulți ani 2023. Să vezi ce prăjituri făcui cu mango, n-ai mâncat. N-am mâncat cu mango. N-ai mâncat. Nu prea mai este mango acum iarna. Frișcă mango, uite-te pe vlog, uite că am pus. Mango, la fel, la decojat și-a făcut, și-a băgat frișcă. Avem și cremă de mango. Nu, eu n-am făcut tort, dar am făcut prăjitură. Prăjitură, am făcut cremă de mango. N-are, nu contează. Deci, dragi prieteni, uite așa noi sărbătorim anul nou care vine. Asta 2023, așa mergem din casă în casă, a neamuri. Hai că mai revenim și de la altcineva în continuare. Bună ziua, dragi prieteni, continuăm și astăzi, 1 ianuarie, petrecerea noastră. Astăzi sunt la socrul meu aici, unde el este președintele romilor. Bunica lui Marița, uite, stă în spatele ei acolo, o verișoară, bunicul nostru.
El este socrul meu care este președintele romilor pe județul Mehedinți. Ia uitați-vă la el. Doamne ajută, numai bine, la mulți ani. La mulți ani, doar atâta. Hai. Uitați-vă și pe doamna Silvia, cu atelierul Silviei de la Strea aia. Da. Astăzi facem. Așa, zici tu la mulți ani la vlogul meu și eu am avut... Știi că... Da. Aici ia uitați, o rânză, știu prietenii noștri, rânză, prietenii știu ce e asta, rânză, să știi, le-a făcut baba noastră, ea face cele mai bune rânze din Israel. Eu am uitat că mânca cele mai bune rânze de la mama. Da, super, baba a făcut 150 de rânze, trimite în toată țara, gratuit. Greu te trage rânza, că n-am zis, e România. Și ce mi-a zis? Ia mănâncă și tu, să vedem, o cunoști. Când am mâncat de asta, de la mama mea, de unde ai ghicit? Așa. El este nepoțelul meu, Tarzi, îl mai știți, a mai fost pe vlogurile mele. Zi-mă și tu ceva. Unde e tactul Ferdea? Acasă. Ce faci? Nu vine mătaua. Nu vine încoace. Nu vine și el aici la noi. Nu răspunde la telefon. Prieteni, uitați-o pe mama mea. Da. E șantaja care a zis că nu vi-l arăt. De ce nu mi-a arăt părinții? De fapt că e președintele romilor. De asta nu l-am arătat. Asta l-am prins și noi cu... Mai așa, mai chefuit de l-am... De-abia le-am prins și noi aici. Astăzi, de sărbătoare, suntem împreună și noi aici. Toți neamurile. Așa mergem noi, unul la altul, de-aseară, așa, ia. Ia uitați aici, dragi prieteni, nu fac glume și povești, ia uitați-vă aici. Ia uitați. Am de dat drumul. Fac talea mare rom, Alexandria, știu ne îngândim. Bărș, Neola, Șotea și unde se numea. Deci, pacea mondială a romilor. Pacea mondială. Ei ne reprezintă drepturile noastre țigănei și judecățile țigănești nu se fac fără el în Streaia și în toată țara. Se duce și în toată țara. Domnul președinte, hai aici, ia spune. Ce avem? Ce faci pe 20 ianuarie? Nu, până în 20 avem ședință mare aici la Strehaia, trebuie să facem alegeri la vicepreședinți, la președinți de oraș, pentru orașul Strehaia. Eu sunt pe județul Mehedinți. Avem un congres mare, mare, după ce avem congresul la Strehaia, avem congresul la undeva în nord trebuie să-l ținem. Încă n-am stabilit. Deci, dragi prieteni, până pe 20... O să avem, cred că nu. Până pe 20 ianuarie o să avem un mare congres, o să vie romi din toată țara, din Vâlcea, Sibiu, o să fie aici. Bine, să face bine și el. Da, și mulțumim și lui domnul Leo multă sănătate, că este neamul nostru, e verișorul lui socru meu, e neamul nostru, îi dură multă sănătate și multă fericire unde este acolo. Lui Leo de la Straia. Dragi prieteni, cam atât pentru acest vlog, îl încheiem, la mulți ani, vă aștept cu următorul vlog, o să fie mâine. Vă pup cu drag, la mulți ani! Papii de la Straia, vă așteptăm pe vlogurile noastre, vă pup cu drag!